Partidul Social Democrat nu se gândește, nu știu, să recupereze vechi oameni, să spun așa, care poate dintr-o supărare la un moment dat pe vechea conducere sau s-au dus către Pro-România, către Victor Ponta, poate sunt oameni valoroși pentru alegerile ce urmează. Intenționează Partidul Social Democrat să poarte discuții cu ei pentru o revenire în partid? Noul Partid Social Democrat are valori și principii care sunt foarte clare. Cine se regăsește în ele este binevenit întotdeauna. Lucrul acesta este evident. Cred că în acest moment concentrarea pe care o avem ca partid responsabil la guvernare este cea referitoare la problemele reale ale cetățenilor. Inflația, cum reușim să venim cu sprijin pentru cetățeni astfel încât veniturile lor să nu fie atât de afectate, cum facem ca această iarnă să fie trecută cu bine de către economia românească și de către cetățenii și de către consumatorii casnici. Acestea sunt lucrurile foarte importante pentru noi în acest moment. Ei, apropo de inflație, avem o țară agricolă, dar ducem lipsă de idei, de strategii în comerțul alimentelor. Mai multe, deși producem legume, fructe proaspete, cereale, importăm la prețuri și de 10 ori mai mari. Sunt alimente, vedem, care s-au scumpit chiar și cu 60%, aproape 60%, cartofii, de exemplu, în țară. Cât vom mai asista la scumpiri? Este un fenomen, inflația, care nu este specific României astăzi. Este un fenomen pe care îl vedem global. Ne uităm la cauzele care au generat această inflație și raportul Băncii Naționale a României, care are unul dintre obiective principale de a ține inflația sub control. Raportul spune foarte clar că în România, într-un procent de 60-70%, inflația este generată de prețurile la energie și gaze. Această plafonare este recunoscută de către Banca Națională a României, a făcut ca inflația să nu fie și mai mare de atât. Efectele ordonanței care este în dezbatere în acest moment în Parlament își va face efectul și prețurile la energie și gaze vor fi suportabile, ceea ce va avea o influență și asupra inflației. Mai este o doua componentă, noi importăm inflație într-adevăr. Dacă este inflație într-un stat, vine produsul scump, îl importăm scump. Aici sunt alte programe pe care Ministerul Agriculturii le dezvoltă, cum este acea subvenție pentru producătorii care procesează în România. Ideea de a nu mai exporta materie primă și de a importa produse prelucrate și de a avea valoare adăugată în România. Pe termen lung, astfel de programe își vor face efectul astfel încât să consumăm cât mai multe produse fabricate și făcute aici, în țara la noi. De ce posibil să asistăm la noi scumpiri în perioada următoare? Există posibilitatea, este un fenomen pe care prognoza o face Banca Națională a României. Sigur că oricare om care este în guvern, oricare ministru își dorește și ia astfel de măsuri, astfel încât scumpirea prețurilor să nu mai fie atât de accelerată, însă ține și de conjunctura geopolitică în care ne aflăm. Nu este o chestiune de a da vina pe altcineva, ci doar de a recunoaște faptul că, într-adevăr, sunt distorsiuni în tot ceea ce înseamnă piață în toate țările din Europa de Est și Centrală, pentru că este un conflict chiar la granițele noastre. Plafonarea prețurilor la alimente de bază mai reprezintă o soluție? Sunt state care au încercat o astfel de abordare. Unele au avut efect, unele n-au avut efect. Am văzut că există și un oarecare pericol de a fi penurie pe un anumit pe anumite produse. Este o chestiune care trebuie foarte bine analizată. Există și această posibilitate de a lua în calcul un astfel de scenariu, dar el trebuie analizat foarte bine.